Da. E, drăguț. Despre mine trebuie să vă zic că trec așa prin schimbări, mi se schimbă corpul. Mm-hmm. Da, mi-am dat seama cu vârsta, mi-am dat seama că m-am orășenit de tot. Bun, și când zic orășenit, zic asta pentru că eu am și crescut la țară, adică eu am fost țăran, nu știu dacă se vede prin blugi ăștia, dar bă, fost țăran, deci mergeam cu vaca, mergeam la cules, apăream la măruță, deci bă, țăran, știi? Și am fost la țară de curând și mi-am dat seama că nu mai sunt de acolo, mergeam prin Bătătură, parcă mă deranja totul, eram pe acolo, ăsta-i găinaț, o să miroasă în mașină? Și eu nu-s cu țara, adică știu că voi poate sunteți, da, dacă sunteți orășeni, sunteți cu țara, știi? Mergem la țară că e liniște! E liniște un căcat. Am stat 3 zile, am înnebunit, bă, băiatule. Cântau 5 cocoși, lătrau 7 câini, măcăneau tot fel de chestii. Eram, Doamne, cum trăiți în hărmălaia asta? Am zis, hai la București. Am intrat în București, blocați pe maghieru, zic, în sfârșit liniște. Dar voi sunteți ok, ați reușit la oraș, la București, bravo vouă. Și asta îmi place, voi, că ați reușit la București, deși nu sunteți din București, asta e mișto. Nu? Hai să aplaudă cine nu e din București, ia să vedem. Ați văzut. Mai avem o leacă și îi dăm afară. Nu, e pe principiu, ați încercat, n-a mers, vă rog să vă duceți în Corbeanca. Sau nu știu unde să duc bucureștenii să moară, a? Dar voi ați reușit în viață, ați plecat de la voi, de la țară, și ați reușit la oraș, bravo vouă! Da. Și mai mult, dacă vă dați seama, dar ce, voi acum sunteți cool. Ce faceți voi acum? E o chestie cool de București. Ați venit la un club de stand-up, nu? Sunt poze, comedianți pe pereți, e un vibe, măi! E o chestie cu care vă puteți lăuda când vorbiți cu rudele voastre la țară. Da, și apropo, eu când zic țară, zic Pitești, Brașov, de astea, așa, nu? Nu, vă mai întâlniți cu ei și vă întreabă, și ce ați făcut în weekend? Voi o să fie, ce să facem? Am fost la Club 99. Ei o să fie, Club 99, ce e asta? Și voi o să fiți, e un club de stand-up, hello! Bă, ce ați făcut în weekend? Ați făcut grătar? Ați luat mici de la Penny? Deci ați reușit în viață. N-ați reușit de tot. Da, îmi pare rău să vă anunț. N-ați reușit de tot, că până la urmă sunteți în București, în România. Adică, dacă vă reușeați în viață, nu erați în seara asta aici, nu? Înghesuiți aici, nu? Erați în seara asta, mergem la Paris în noaptea asta, bagă motorină în avion. Dă să mergi cu cherosen, în vapul ăla mi-au altul. Și de aia, dacă e să vă dau un sfat în viață, e simplu. Nu mai fiți ambițioși. Dacă vreți ca lumea să fie bună, nu mai fiți ambițioși. Rămâi terminat ca tactul, ci vii tu la București să faci carieră. Dar este, pentru că mare parte problema e, și vă zic că e problema, că eu le știu pe toate, mă deranjează că nu notează nimeni când vorbesc eu. Problema e că trăim sub presiune, da? Tot timpul parcă suntem sub presiune și trebuie să vă zic că este un gen de presiune pe care eu n-a suportau. Și anume, cum ați venit voi în seara asta aici, da? Ați venit la un show de stand-up, corect? Și problema e că n-a venit nimeni singur. Nu, că ar fi ciudat să vii singur, nu stai singur la masă. Ești ciudat să stai singur la masă, toată coaie, nu te apropia de omul ăla. Ăla e singur, ăla te omoară, apoi te violează. Nu poți fi singură ca femeie, stai singur la masă, aia a venit să o fută, clar. Și de azi veni grupuri, nu? Câte 4, 5, poate 6 la masă. Și problema e că în fiecare grup, în fiecare masă, e câte unul care a propus să veniți aici. Nu? Și acum toată presiunea show-ului pe el este. Că mie dacă mi-e și show-ul prost, eu am mai avut show-uri proaste. Dar el a belipul ăla. Că lui cere socoteală, nu mie, nu? La fiecare masă acum e cât un Bogdan. Am ales un nume generic. Și Bogdan a avut o idee genială marți la voi la birou. Sau pe grupul vostru de WhatsApp a fost, a, mă, să mergem sâmbătă la stand-up. Și toată lumea, bravo, bă, Bogdan, ce idee bună. Și Bogdan, ce idee bună am avut. Eu am numai idei bune. Și el a fost erou. A fost erou marți. Dar acum Bogdan e cu căcatul acum.
Dacă nu iese bine show, că eu am zis să venim. Cine știe, poate se începe show, poate să dă o glumă proastă. Nu? Bogdan e... Nu, că acum începe. Acum începe, da. Stați puțin, până se încălzesc, băi, zic că e mișto, jur că e mișto. Poate să dă a doua glumă proastă, Bogdan începe să transpire. Hai să-mi bag picioare. Nu, că jur că e amuzant, jur că e amuzant. Poate să dă a treia glumă proastă, toată lumea începe să uite la Bogdan. Ce e asta, Bogdan? Asta ți-e pare ție amuzant? M-am căcat pe mine de râs. Și cine știe, poate este tot show-ul prost, mă. Cum s-a mai întâmplat tot show-ul să iasă prost? Vă dați seama săracul Bogdan ce muie și afară? Nu, toată lumea îl ia la mișto. Ia zi, Bogdan, ce mai facem în seara asta, a? Ia zi că tu ești cu planul, unde ne mai duci? Hai să-mi dai 65 de lei pișamba sub fața ta. Dar și dacă iese show-ul bine, a? Ce coaie are Bogdan după show? Iese afară de parc, el a făcut spectacol, a? Bă, v-am zis! Nu știu de ce. Și de-aia eu niciodată, eu când sunt cu prietenii mei, eu nu propun să mergem undeva, să mergem, să mâncăm undeva, că eu presiunea mâncării asupra mea. Dacă mâncarea e nașpa, parcă eu am făcut-o, știi? A, bă, astea-s paste, bă, viu, până la mine nu l-am făcut eu. Nu, dacă nașpa mâncarea, parcă eu am făcut, dacă scuip ospătarul mâncare, parcă eu am scuipat. Și apropo, eu sunt convins că toți ospătarii scuipă în mâncare. 100% convins că eu așa aș face. Vă jur, și încă n-am găsit un motiv pentru care n-ai scuipa în mâncare ca ospătar, mai ales dacă lucrezi într-un restaurant mai fancy, nu? Unde vin tot felul de oameni cu bășini, vine acolo, ospătar, vreau și eu o supă cu fructe de mare. Fructe de mare, imediat. Nu, cred că am tras un calamar. Îi duci după aia supa cu tot cu contribuția ta. Nu, de-aia din când în când mai vin ospătarii. Cum e supa? Ai bună? Mulțumesc. Cald a fost săptămâna asta. Și azi, cald, adică... E octombrie, mă. Aproape noiembrie. N-am luat o raznă, am zis să vorbim un pic de vreme să ne împrietenim, că... Am intrat direct cu altele, cu anxietate, cu asta și aș vrea să ne împrietenim. Și așa se împrietenesc cu oamenii. Noi așa ne împrietenim ca oameni. De vreme. Asta e ce. Cald, domne. Și gata. Să vorbești despre vreme e lubrifiantul social al speciei noastre. Dar asta facem noi de 10.000 de ani. Cald, domne. Și gata. Vezi, te urci în taxi, nu-l știi pe ăla. Trebuie să stai într-o cușcă de metal 45 de minute cu un necunoscut. Ce faci? Iar plouă, dă-i dracu pe ăștia. Și sunteți prieteni acum. Amândoi sunteți de acord că plouă. Sunteți împreună în ploaia aia. Noi ca specie, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar noi ca specie ne-am consumat majoritatea timpului nostru pe pământ vorbind despre vreme. Sute de mii de ani, zeci de mii de ani, noi asta am vorbit. Cald, domne. Cât de cald poate să fie? Păi ce că ține până duminică. E incredibil. Și asta dinainte să inventăm duminica. Noi discutam cât de cald e sau că plouă. Asta... Noi dacă nu ne concentram pe a discuta despre vreme și în timpul ăsta ne puneam pe treabă, acum am fi putut fi ființe de lumină care explorau galaxia în nave făcute din propriile gânduri, da? Puteam să fim stele printre stele, da? Dar ce ne-a trebuit? Iar e frig, domne. Da, să poate așa ceva. Am venit la mare și plouă. Și uite-ne unde suntem, că am vorbit de vreme. Atât am vorbit de vreme, că uite-ne unde suntem. Ne explodează rachetele în stratosferă. În plan. Eu m-am gândit la un moment dat că asta cu vremea e ceea ce ne unește cu adevărat. Și m-am gândit că, bă, eu chiar cred că aș putea să merg în politică cu asta. Eu dacă vreau, pot să vă fiu președinte în câțiva ani. Că mă duc pe asta cu vremea. Toți proștii pe social, pe economie, pe tăpiși pe ele. Eu mă duc pe vreme, mă. Pentru că în politică e foarte important să găsești o nemulțumire și să o exploatezi, da? Și eu am găsit-o. Vremea. Bă, nu-ți convine vremea. Din 365 de zile pe an, vreo 12 sunt ok, da?
În rest, 354 de zile pe an, ba e frig, ba plouă, ba bate vântul, ba să mor eu, ce cald îmi e, da? Deci nu-i place nimănui vremea. Am găsit problema, da? Și după aia trebuie să găsești un dușman. În politică nu există să... Nu poți să existi fără un dușman. Trebuie să te lupți cu cineva. Și am găsit și dușmanul. Știți că e discursul meu cu care o să cuceresc țara asta? Deși vă uitați, spune încrederea mea. E, unde-i glumele? Acum vine adevărul. Discursul meu cu care o să îngenunchez toată clasa politică. Frați români! Vă place vremea? Nu! Nu! Păi știți de ce e vremea atât de urâtă în România? De ce? Spune-ne, spune-ne. Vremea e de căcat în România pentru că vine de afară. Frați români, de unde ne vine nouă vremea, domne? De la bulgari? De la unguri? De la ucrainieni? De la sârbi? Am ajuns colonia meteorologică a Europei. Să ne dea Merkel de la ea ce nori vrea ea. Nu mai avem suveranitate meteorologică. Păi cum era pe vremea lui Ceaușescu? Că de-aia l-am pușcat. Că făcuse combinat de vreme la Zimnicea, da? Și dădea vreme românească la români. Era secetă, dădea ploaie de la Zimnicea. Era ploaie, dădea secetă de la Zimnicea. Și eram independenți meteorologic. Și aia n-am mai suportat și l-am pușcat. Că era suveran. Stăm la mila lor. Păi de ce e, domne? De ce e norat la Mamaia, nu poate să facă românul plaje și la Varna soare? Păi de unde vine norii? Da? Nu de la bulgari? Facem un zid înalt la granița cu România. Înalt să nu treacă norul de la bulgari peste el. Plătesc bulgarii pentru zid. Și ne obținem independența meteorologică. Și am și sloganul perfect. Români, e vremea noastră. Vă jur că dacă îmi fac partidul ăsta, o să vedeți cât de ploat umblă Simion după aia. Fac meeting-uri la Piața Sudului, că la Victorie poate orice fraier, da? Și Sudului sună și mai meteorologic așa. Ne adunăm 2-3 mii de oameni și huiduim norii. Și așa adunăm alți aderenți, că mai trec oameni pe acolo, mai în vârstă, mai supărat. Ce-i cu ăștia? Ce-i cu ăștia? Păi sunt ai lui Teo, de la Meteo. Huiduie vremea. Foarte bine. Foarte bine, că și pe mine m-a tras curentul aici, mă doare. Se duce acolo. Afară, afară, cu norii din țară. Mă rog, asta e o introducere mai lungă, pentru că eu, de fapt, am o glumă cu Greta Thunberg. Și am zis să nu vă bag direct în Greta, că e minoră. Cu drag. Un domn din fața aici, mulțumim. Nu. N-am dat bani să mă pomenesc direct în Greta. Asta era... Am venit și eu să mai uit de necazuri și când colo ăsta m-a băgat direct în Greta. Greta Thunberg, probabil că o știți, e parte din viața noastră a tuturor. E o fată micuță din... Sorvegia... Nici ei nu știu unde e România. Dă-i dracu, pune-i să arate Craiova pe hartă. Dă-i dracu. Din Danesuergia. E o danesuergeză mică și ea știe lucruri multe. Și vă rog să mă înțelegeți. Mesajul pe care îl are e foarte puternic și important. Da. Mi-am dat seama cu câtva timp că am o fantezie erotică. Nu acum, că acum e mică, nu acum. Deci eu am o fantezie acum cu Greta, dar nu cu Greta de acum. Eu am o fantezie erotică acum, dar cu Greta mai când o să ajungă în România, da? Că o să vină ca Metallica pe final de carieră, știi? Deci am o fantezie cu Greta la 68 de ani, când o să ajungă ea la... Și vă zic care e fantezia mea, ca să nu mă judecați, că înțeleg tensiunea în sale. Băi, vorbești totuși de o fată mică. Fantezia mea nu e doar să fac sex cu Greta. Fantezia mea e să fac sex cu ea și să-i placă foarte mult. Asta e fantezia mea. Să o duc la un paroxism al plăcerii. Să fie, să se dezasambleze efectiv. Să-și distrugă sufletul în sunet. Să ajungă într-un punct în care... Nu căcatul ăla clasic pe care îl fac femeile cu... A, 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 a.
ai o prostie și femeile știu asta. E doar să afle vecinii că te distrezi. Ai un căcat. Aia nu e plăcere. Devine să îi învârți o minge până asta. Ridică-te și ți-arunc un pește și vreau să-i placă. Vreau să-i placă până ajungem punctul ăla în care țipă din suflet, nu din gât, da? Să ajungă în punctul ăla în care este Și când am ajuns în punctul ăla în care i-am luat sufletul și l-am făcut acordeon, la care cânt o romanță, da? Fantezia mea e să mă apropii cu gura de ureche a ei și să-i zic: tu știi cât de mult dioxid de carbon elimine acum în atmosferă? Doar ca să vadă și ea cum e să-i pișe cineva pe tine când te simți bine. Când te simți cel mai bine, să vine ceva să te rușineze. Cum îți permiți să-ți dai drumul, Greta? Tu ai orgasm împotriva planetei. Au murit 4 țestoase de la orgasmul tău acum. Tu știi că s-au făcut niște studii, 4 din 5 țestoase moarte în Atlantic înnecate cu orgasm feminin. Îți dai drumul împotriva mamei natură. Și vă zic din nou, mesajul e important și puternic. Nu am nimic cu mesajul pe care îl transmite. Doar mă distrează cum a ales să-l transmită. Știți că Greta a certat toată planeta. S-a dus la adunarea generală a ONU, unde sunt reprezentate toate țările Pământului, și a certat toată planeta deodată, da? A zis: cum vă permiteți, cum vă permiteți să distrugeți planeta asta? Și mesajul e important și puternic. Dar sincer, sper că țipa la țările mai bogate sau cu populații mai mari. Adică eu chiar sper că i-a țipa mai mult către, nu știu, America, Rusia, India, China, Brazilia. Adică eu sper că nu țipa la noi. Eu sincer sper că la faza asta reprezentantul României la ONU era afară la țigară. Stătea în față la ONU, nu te ascultă nimeni, fă, că n-ai luat bacul. No bac, no toc, fă. Păi nu mă, prietene, dar vine asta care n-are 8 clase să-mi zică mie care am 10. Atenție, da? Că noi la ONU probabil că trimitem tot ce avem mai bun ca valoare. Că noi de Parlamentul European ne batem pula. Nu știu dacă știți ce trimitem în Parlamentul European, dar deja cred că trolăm Parlamentul European. Având în vedere ce am trimis noi în Parlamentul European, cred că efectiv vedem până unde putem să o întindem, până zic ea, bă, România, gata, mă, nu mai gata. A fost Becali în Parlamentul European, a fost fata aia lui Băsescu, a fost Grapini care colora invers. Ea în timpul ședințelor din Parlamentul European colora, dar ținea cartea colorat invers și nu știa de ce nu iese niciodată, știi? Și asta zic, efectiv, ne încercăm. Am trimis-o pe Grapina acolo și erau, bă, România, asta suge carioci în plenul ședinței. Și noi, păi, e dreptul nostru suveran să sugem carioci dacă vrem. Nu veniți nouă să ne ziceți că nu sugem carioci, da? Înțeleg că poluăm. Adică de asta spun că sper că nu ne certa pe noi. Noi poluăm, noi ca țară probabil că poluăm. Avem industrii care poluează, probabil că avem proceduri care poluează. Dar n-ai cum să țip la noi, că noi ne-am apucat mai târziu. Sincer, adică la 1907, când Revoluția Industrială era în plin avânt în toată Europa Occidentală, noi nu făceam la 1907 Revoluția Industrială, noi făceam Răscoală Țărănească. La 1907 România Răscoală Țărănească. Vă știți cât de eco e o Răscoală Țărănească? Știți cât de prietenoasă cu mediul e Răscoală Țărănească? Se folosesc unelte eco, coasă, furcă, da? Se taie boierul, se lasă compost acolo. Face bine la sol o Răscoală Țărănească din când în când. Mai bagă nutrienți în sol, să taie boierul, să-l lași acolo, da? Și ne ziceți nouă că distrugem mediul. Poate îl distrugem, dar ne-am apucat mai târziu. Noi avem 30-40 de ani în urmă. Ca avans tehnologic și... Adică și dacă vine apocalipsa, la noi mai durează până. Ne putem să stăm să ne uităm pe cer la un meteorit care se duce către Canada și să facem... O, cred că prindem noi el. Asta mică ce-o muri de el, a? Că și dacă vine apocalipsa, da? Vine apocalipsa.
pe planeta Pământ. Vine apocalipsa. Vine apocalipsa în România, da? Vă dați seama că fură ăștia din ea. Că nu știu să fac altceva decât să fure. O să fure din apocalipsă, da? Și o să tot fure, o să tot fure, o să tot fure. Deci vine apocalipsă pe fonduri europene, nerambursabil. Și ăștia fură, 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 până când la noi, la cetățeni, știți ce o să ajungă? Mici necazuri. Dândita mai apocalipsă o să vină, a, iar a încălcat pe Lego. A, e... 5 ani după apocalipsa globală o să vedeți recorder în județul Teleorman. Cum fac reportaje pe stradă. Ce faceți, domne? Păi merg la muncă, ce să fac? Păi s-a terminat lumea, a venit apocalipsa. Ei, s-a terminat la cine își permite, ne? Eu mai am 3 ani până la pensie. Păi ce pensie, domne, că s-a terminat? Păi dacă a ridicat ăștia vârsta de pensionare peste apocalipsă? N-a ajuns la noi apocalipsa, n-a ajuns nimic. A luat ăștia tot. Veniți, domnul, recordă, domnul recordă, veniți puțin, veniți. Filmați acolo, filmați acolo la domn primar în curte, filmați. Are cataclism în curte. Are cataclism. De unde are el, domne, cataclism, da? Filmați acolo, acolo. E fata de la băiatul de la Consiliul Județean. Filmați acolo. Are 2 catastrofe naturale. În pizda, măsii, mă uitați, domnul, mă iertați, domnul recordă. În pizda, măsii, la 22 de ani, de unde are aia 2 catastrofe naturale? A furat ăștia de ne-a lăsat, de n-avem nimic, domne, niciun... Știți ce a ajuns la mine din toată apocalipsa, domnul recordă? A rămas asta mică repetentă la geografie. Căci că nu mai e țările alea de care învață ea. Da, că trebuie să fiu un pic activ așa, pentru că soția mea e un pic cu... N-aș mai vrea să-i mai spun soția mea, mi se pare atât de demodat în 2023 să faci glume cu soția mea. O să-i zic Mila. Pentru că e prescurtare de la Liudmila, că așa o cheamă, Liudmila. Și are și 43 de ani, o să-i zic Mila 43. E mult mai 2023, e mult mai only fancy și așa, să zice. Te stârnește un pic Mila 43 față de Liudmila. Ce ești tu, o sfântă? Nu e. Și, și Mila 43 nu excelează în arta culinară, în sensul că nu mănâncă nimeni ce face ea de mâncare. Ea are o, adică ea are niște porniri dintre astea, ea are niște porniri dintre... Mă duc să fac un orez cu legume. Și pe noi ne ia un pic îngrijorarea. Noi și copii, eu și copii suntem un pic... Bă, cred că comandăm pe ascuns pizza și asta este... Nu de parcă nu s-ar pricepe, dar nu-și dă interesul. Cam asta e toată faza. Ea se apucă de orezul cu legume, dar după aia își dă drumul la pâncată să se spele pe păr. Cumva se arde orezul, dacă înțelegeți. Cumva avem niște orez ars acolo pe fundul oalei. Eu trebuie să o mint, că na, am un interes acolo. Și atunci când iau din orezul ăla, o menajez un pic. Iau din orez și... Tare. Interesant. Știi ce e mișto la orezul ăsta? Că nu-ți vine să-l înghiți. Asta e fain la orezul ăsta. Că nu-ți vine să-l bagi în corp. Asta e, că-ți păstrezi silueta. Adică te bucuri de aromele din gură, dar scuip după aia, știi, și îți păstrezi astfel... Și eu înțeleg ce ai vrut să faci, lasă-mă să ghicesc. Deci este... Cumva tu ai vrut să arzi partea de jos a orezului în așa fel încât partea de deasupra să fie făcută la cărbun. Dă-te, puii mei, genial! Cine a mai mâncat orez la grătar? Crede-mă, ești genială, pe cuvânt. Serios, din punctul meu de vedere, Masterchef, ia short-ul, du-te! Mergi mai departe de casa asta. Te rog frumos, este. Copiii n-au niciun interes acolo și îi spun adevărul. Iau câte o gură și îl scuip. Mama, e nașpa, nu vreau să mănânc, e oribil. Mănâncă! Se șoftică că nu mănâncă. Dracu, m-a chinuit două ore, mănâncă! Da, mama, la soare, că nu vreau să mănânc. Cea mică nici nu vorbește, pur și simplu îl scuip, așa zic. Bob cu Bobe. Are privirea îngrijorată. Eu sper că nu semăn cu tine. Te rog frumos. M-a anunțat acum câțiva ani, când era pandemie, m-a anunțat că o să facem COVID printr-un SMS. Haideți să vă spun cum a sunat mesajul.
eram în oraș și mi-a scris așa: auzi, dacă tot ești în oraș, îmi iei și mie niște teste antigen pentru că prăjesc niște pulpe de pui. Și în afară de mirosul de ars, nu simt niciun miros. Eu am crezut că e o glumă. Eu am crezut că face mișto, zic, bă, n-are ea prea multe calități, dar are simțul umorului, mișto poanta. Uite cum mă pregătește cu manta să-mi spună că o să mâncăm scrum. Avem la aceeași masă, la același fel de mâncare, și mâncare și cărbune medicinal. O să fie minunat. Da, așa m-a anunțat și e, a fost acum ceva timp, a circulat o știre pe ceva site, cum că Elon Musk și echipa sa pregătește o echipă de, sau vor să facă niște roboți umanoizi care să facă cumpărăturile în locul omului. Da? Deci niște roboți care să meargă în locul nostru la cumpărături, ceea ce nu mă face deloc fericit, din două motive. Primul motiv este că mie îmi place foarte mult să merg la cumpărături, deci am trei copii și orice motiv să plec de acasă este binevenit. Pentru mine mersul la cumpărături este o vacanță. Este când plec din gălăgia aia de casă. Ua, Lidl, Auchan, este... Silențium. Na, și asta e faza. Și eu, e chestia că mie îmi place să fac cumpărături pentru că eu și gătesc în casă. Vezi gluma anterioară. Și atunci când merg la cumpărături, nu am niciun stres. Nu-mi fac listă, totul este pe spontaneitate, improvizație, este liber. E jazz, tată, ce fac eu acolo. Este jazz. Nu am nicio listă. Îmi pun căștile în ureche, îmi dau drumul la un set de muzică pe acolo, în funcție de ce ascult, fac cumpărături. Dacă vine o melodie cu wow, iau ouă. Intră Feli, iau Feli de salam. Intră Florin Salam, iau și un salam întreg. Asta, eu mă bucur. Cumva Mila 43 știe că mă simt bine. Simte treaba asta. Și ce face? Îmi fute vacanța cu listă. Îmi face pe telefon, îmi trimite pe WhatsApp listă. Dacă tot ești acolo, ia cafea boabe. Ia ulei extra virgin de floarea soarelui. Să nu uiți să iei quinoa. Și îmi vibrează telefonul. Scot telefonul, mă uit. Dita mai listă. Din vacanță sunt la treabă. M-a pus la treabă. Quinoa, fute-mă și pe ea quinoa. Unde morții măsii au ăștia quinoa? Serios, că n-aș lua quinoa, eu nu vreau să iau quinoa, nu suport quinoa. Nu-mi intră nicio melodie din Peru în muzica aia să zic, a, chiar, quinoa. Și nu iau quinoa, asta e faza, nu iau și omint, foarte lejer omint, foarte lejer omint. Dar n-ai luat quinoa? Nu era quinoa. În tot magazinul nu era quinoa. Nu era, mâncați-a jugurata. Nu știu ce s-o fi întâmplat. S-o fi vândut ca pâinea caldă. Bă, vrei să spun pâine caldă era? Quinoa nu era. Trebuie verificate știrile. Poate s-o fi scumpit quinoa și au luat românii, nu știu, cu saci. Să nu cumva să sară prețul. Au, nu știu. E, că mă, să moară familia mea dacă am văzut quinoa. Și o mint. Îți dai seama ce se poate întâmpla de la o minciună. Astea sunt motivele pentru care n-aș vrea un robot. În primul rând că mi-a vacanța, doi că va lua quinoa. Vă spunea, dacă îi dai o listă și în lista respectivă e quinoa, nu de parcă se duce la primul magazin și ia câteva chestii de acolo și după aia vine cu plasa cu trei mere și o banană. Atât am găsit, mă duc în cameră la mine, l-am încărcat. Eu o să mă duc peste el. Bă, dar n-ai luat nimic de pe listă. Să-l l-am încărcat! Vezi că-ți l-am încărcat! Așteaptă să mă încarc! Chide ușa când mă încarc! Nu-mi place să te uiți la mine când mă încarc! Nu găsești în primul magazin quinoa? Ce-a fost? Plouă? Ce dracu s-a auzit? Apreciez! Nu găsești într-un magazin quinoa, merge în toate magazinele până găsește quinoa. Și asta e chestia la care mă gândeam. Bă, sunt pregătiți roboții ăștia să facă cumpărături? Au așa impresia că cumpărăturile așa, ceva foarte simplu. Nu e chiar așa de simplu. Știi un robot ce să facă când se deschide o casă nouă? Să ia repede căruciorul și să se bage frumos la casa nouă? Nu cred că știe. Știe robotul să ia chestii random de la casă, care nu-s pe listă? Că-ți faci o listă în cap, dar ajungi la magazin și ți-aduce aminte. A, baterii! A, ia să iau de aici un Snickers, un Mentosan, o Buba Buba. A, are asta un blocaj dintre ăla în care se resetează cu listă și bagă mâna lui bionică în căcaturi și pune acolo. Ia să vedem, prezervative. Pule mea, nu știu.
Știe să se certe cu un alt robot de Black Friday că a văzut primoplasmă. Ia-ți brațul bionic jegos de pe ea că am văzut-o primul. Îți dau una la LED-uri, nu mai vezi o săptămână. Se vede că ai fost programat în vas lui. Știe să facă piața, că despre cumpărături e și piața. Nu e așa doar te duci într-un magazin, ai luat de acolo tot. Nu, te duci să faci piața. Piața e importantă în cumpărături. Știe robotul ce să facă? La piață. Să fie pe acolo și să fie întrebat, doriți ceva? Nu, doar mă uit. Dau o tură de piață și apoi îmi aleg țăranul preferat. Ăia în viitor o să fie țăran sau robot țăran? Care vând brânză. Ei sunt roboți, dar cu accent de sibieni. Oare doriți să gustați? Tu mânci brânză. Dau o palincă. Știe să pipăie roșia, să nu vină cu ele flășcăite. Știe să bată în pepene, nu e așa ușor să faci cumpărături, Elon Musk. Cu brațul tău bionic de robot să bați în pepene, să-ți calculeze vibrația brațului, îmi pare după un algoritm pe față. Cred că e bun, îl iau. Asta e faza. Și probabil o să fie și în România. Sigur o să ajungă. Ăsta o să fie viitorul. O să fie roboți care o să meargă la cumpărături și o să fie și oameni. Că o să fie perioada asta de tranziție. O să fie oameni care o să meargă la cumpărături cu roboți. Ce o să facă oamenii când o să vadă roboți la rând? O să se bage în față că sunt oameni. Sunt roboți de morților. Ia uite, mă! O să le ia cărucior. Du-te, mă, în gâtul, mă! Ia uite, mă! Când e aparatul să-mi facă cumpărături în magazin. Beși, mă, de aici, că-ți fut una în LED-urile alea, vezi că-s din vas lui. Ia uite, mă, vin roboții. Dă-i drumul de aici cu LED-urile tale, marși de aici. Își ba joc de el, o să-l blocheze într-un colț de magazin. Foarte multe cărucioare cu apă plată dintre asta de 10 litri. Nu poate să iasă de acolo. Ajutor, ajutor. S-o fut pe mata. Oameni. Ajunge acasă după ce îl găsește un angajat de la magazin la sfârșit. Ce s-a întâmplat? Oamenii s-au băgat în față, n-am știut ce să fac, m-au blocat într-un colț de magazin. Hai, du-te, du-te. Ajunge acasă după ora 10 jumătate, eu fiert, îngrijorat cu Mila 43. Suntem amândoi cum deschid eu și unde ai fost, băi, robotule? Băi, robotule, ce-i cu tine la ora asta? Ai două, ai 8 ore de când ai plecat, băi, băiatule, bă. Unde sunt cumpărăturile? Bă, tu ai luat-o pe ulei, bă, tu ai... Te-ai înhăitat cu roboții din bloc? Ce s-a întâmplat? Oamenii s-au băgat în față. Vă mai explic. O să trebuiască să luăm versiunea 2.0 de la acest robot. Unul care să aibă un algoritm să răspundă la nesimțirea omului. Pe ăsta nici nu știu ce facem cu ăsta, versiunea 1.0. O aruncăm, o băgăm sub un pat, clar o să ne luăm pe ăsta 2.0. Ăla o să stea la rând cu cărucior, vine omul să bagă în față. Alo, alo, eram și eu aici. Omul ușor intimidat se duce în spatele lui, robotul plusează. Păi, pula mea! Al dracu, oameni nesimțiți! Poate mai zice și o glumă, poate vă eliminăm pe toți. Ha, 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 ha. Se mai duce din baterie când râde. Ha, 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 ha. Te cași pe tine de frică, nu te mai bagi niciodată în față. Pleacă cu cumpărăturile, să zicem, robotul. O să fie golan pe stradă, care o să-l vadă pe robotul ăsta cu cumpărături și o să zică, bă, hai să-i luăm cumpărăturile, un robot al morții lui. Dăm o bâtă în cap, punem într-o poziție, nu se mai poate ridica, e de parcă dăm un cap la om, nu facem ceva imoral. Hai, hai! Și dau o bâtă în cap, îl scrijelesc cu pic pe ecran, îl pun într-o poziție dintre aia de nu se mai poate ridica, pleacă cu cumpărăturile, ajunge să târziu fără cumpărături acasă, jelit așa frumos. Vine acasă, eu și pun Mila 43 din continuare. Băi, băi, robotule, băi, unde sunt cumpărăturile, bă? Ce-i cu tine la ora asta? De ce ești julit pe față? Ce s-a întâmplat? Mi-am luat bătaie în Rahova. Ce dracu căutai în Rahova? Hai să iau chinoa. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult, apreciez. Te-s maxim. Hai încă o dată aplauze pentru Alex Ioniță, Vio, Teo, Costel. Vă mulțumim, seară faină. Pa!